răspundem în bun venit în casa lui Dumnezeu. Și aș vrea să zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin? Așa. Ca orice lucrare pe care o facem în numele Domnului, aș vrea să începem prin rugăciune și vă invit să vă ridicați în picioare și să cerem Domnului binecuvântarea Lui peste timpul pe care îl vom avea, timp care vrem să fie un timp cât se poate de constructiv, un timp cât se poate de binecuvântat și de umplut de prezența Lui. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim pentru dragostea și harul cu care ne conduci și cu care ne însoțești. Și îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta ai ajuns și am ajuns aici, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta și îți mulțumim pentru harul Tău și dragostea pe care o arăți în fiecare zi față de noi. Doamne, am dorit ca prezența Duhului Tău cel Sfânt să ne copleșească în seara aceasta și am dorit să fim plini de Tine, Doamne, plini de harul Tău, plini de dragostea Ta. Și am dorit, Doamne, laudele care se înalță, Doamne, să se înalțe dintr-o inimă curată și sinceră. Te rog, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Binecuvintează-ne, Doamne, și întărește-ne să avem o închinare așa cum Tu dorești, Doamne, să aducem o jertfă de un miros plăcut înaintea Ta și pentru toate, Doamne, numele Tău să fie binecuvântat și înălțat de acum și până în veci. Amin. Thank you.
Psalmul 34 spune în felul următor: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toți numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Cred că fiecare dintre noi am venit în seara aceasta aici cu gândul de a ne întoarce privirea spre Dumnezeu. Și aș vrea în clipele care urmează să lăsăm la o parte orice fel de îngrijorare, să uităm de examenele picate, să uităm de cursurile la care n-am fost, de orice lucru care ne-ar putea împiedica să ne bucurăm, de orice fel de necaz, de orice fel de suferință, să uităm chiar și de bucuriile noastre și toată atenția noastră, tot gândul nostru să fie îndreptat asupra lui Dumnezeu. Haideți să cântăm cântarea asta din toată inima. Nu.
dar să venim cu toții în rugăciuni sincere înaintea Domnului și aș vrea ca în rugăciunile astea să nu îi cerem nimic și aș vrea ca în rugăciunile astea să nu ne concentrăm pe ceea ce avem noi nevoie în mod fizic, ci aș vrea să ne concentrăm pe a lăuda și a glorifica pe Dumnezeu. Haideți să venim cu laude înaintea Lui. Tu ești Domnul Domnilor și Regele de Regi, Domnul Domnului. Ta este cinstea, Doamne, în veci de veci. Și în această seară venim cu mulțumire înaintea Ta, Doamne, mulțumim că ne-ai stat alături, Doamne. Doamne, vreau să-ți mulțumesc personal că în Tine poți să-mi pun încredere în niciodată în viață. Și știu că Doamne, să-mi cerci. Mulțumesc, Doamne, pentru pacea pe care poți să mi-o dai, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, că știu că Tu o să mă urești pe întregul parcurs al vieții. Haideți să ocupăm locurile și să cântăm cântarea asta.
frumos este pentru cei răscumpărați de Domnul Iisus și ce frumos este pentru noi să trăim cu nădejdea că El va reveni într-o zi, că El va șterge orice lacrimă și orice suferință de pe ochii noștri și moartea nu va mai fi, pentru că El a biruit-o pentru noi și ne așteaptă și ne pregătește un loc. Întrebarea este, îl așteptăm noi cu aceeași pasiune? Îl așteptăm noi pe El să vină chiar astăzi în inimile noastre, să vină chiar astăzi în ființele noastre și să schimbe îngrijorarea în bucurie, să schimbe necazul în fericire? Și îmi doresc din toată inima pentru fiecare dintre noi Dumnezeu să facă lucrarea asta și pentru fiecare dintre noi nădejdea că El va veni și așteptarea Lui să fie mai puternică decât orice alt sentiment. Mă ascunzi în
facem. Acum o să avem momentul de rugăciune pe grupuri. Și înainte, aș vrea să știu cât mai aveți sesiune. Sesiune. Ah, deci mai aveți. Câți v-ați săturat de sesiune? Wow, s-au săturat și cei care s-au terminat și cei care n-au. Ok, în seara asta o să facem momentul de rugăciune puțin diferit. Aș vrea să ne grupăm în grupuri de 3 sau 4 persoane. Și aș vrea fiecare dintre noi, în afară de motivele noastre de rugăciune, aș vrea să știu că aveți prieteni, aveți poate din familie, aveți persoane care, pentru care aveți o dorință, nu știu, să se întoarcă la Domnul sau trec printr-o perioadă dificilă sau au întrebări la care nu puteți să le răspundeți sau, nu știu. Aș vrea să facem grupurile și aș vrea să aveți curajul să spuneți numele acelei persoane. Numele mic, e suficient. Și aș vrea cu grupurile să vă rugați pentru voi, în primul rând, pentru sesiune, pentru cei care mai aveți, pentru alte motive. Dar aș vrea în seara asta, fiecare dintre noi, să aducem o persoană care are nevoie de rugăciunile noastre, să aducem rugăciunile noastre. Aș vrea să vă rugați pentru înțelepciune pentru ea dacă are nevoie, aș vrea să vă rugați pentru răspunsuri pentru ea dacă are nevoie, aș vrea să cereți Domnului ceea ce are nevoie pentru viața ei, ok? Haideți să ne întoarcem unul către celălalt și să ne rugăm.
din nou. Mă bucur să fiu și în seara asta cu voi și să vă salut. Și cred că știți destul de bine ce moment urmează, așa că nu o să lungesc foarte mult. Înainte de a da microfonul primei persoane, aș vrea doar să zic că am citit un articol și cred că asta e o veste bună pentru Cluj. Am citit că parada LGBT, parada homosexualilor, s-a amânat și nu o să se mai țină pe 1 iulie. Și și dacă o să ne rugăm și mai mult și cu mai mare credință, sper ca Domnul să facă în așa fel încât să nu se mai țină deloc, nu doar să se fie amânat. Acestea fiind zise și după îndemnul lui Amy legat de sesiune și de persoane, eu aș fi tare curios să aud niște mărturii și cum Domnul a lucrat în sesiune. Și având în vedere că sunteți așa de mulți studenți, let it go. Nu la asta mă referam. Deci cine vrea să fie primul? Bună! Eu sunt Andreea și cu mai mult timp în urmă, Domnul mi-a pus pe inimă câteva gânduri și vreau să vi le împărtășesc cu voi. Este o poezie pe care am intitulat-o Trecutul. În splendoarea eternei dimineți am auzit apusul și atunci am înțeles cât de mult îmi retres trecutul. Nu-l las să plece și vreau să-l uit, mă pedepsesc, mă întunec tot mai mult. Dar când am cercetat și mi-am găsit cel mai ascuns păcat, am mers la Dumnezeu îndat și pe genunchi l-am predat. Deși imposibil de înțeles cum El a putut plăti acel preț, a făcut-o pentru mine ca să pot trăi cu El în veșnicie. Așadar, nu mă las mințit că eu nu pot fi primit, nu pot amândoi, ci cred în Dumnezeul ce-n veci mă va iubi. Și ce-am vrut să vă zic prin aceasta e că de-a lungul acestor 3 ani de liceu care i-am parcurs cu bine, slavă Domnului, am observat și Dumnezeu mi-a arătat că dacă mă încred în El cu toată inima mea și cu tot cugetul meu, El va fi cu mine și vă îndemn și pe voi, credeți și rugați-vă. Mulțumim pentru mărturie și pentru poezie. Cine vrea să fie următorul? Salut, eu sunt Alex. Și în sesiunea asta și în sesiunea trecută am învățat o chestie care se leagă. De asta am menționat și pe cea trecută. La Betel Centru cu voluntarii facem o chestie foarte faină în care ne rugăm unii pentru alții, cei care avem examene. Andrei ne zice în fiecare zi cine are examene și ne rugăm împreună. Sesiunea trecută am avut o experiență foarte faină cu treaba asta. Și sesiunea asta, nu știu de ce, tot am amânat să-i spun la Andrei când am eu examene. Și astăzi, la un moment dat, mă tot gândeam, bă, dar ce merge așa greu sesiunea asta? Că e mai ușoară ca aia de semestrul trecut și parcă merge mai greu. Și am zis, trebuie să-ți trimit lista. Deci, acum poți să-mi spui să-ți trimit lista cu examenele, ok? Dar ce s-a întâmplat foarte fain e că noi vara asta trebuie să ne facem practica la facultate. Și pentru mine a fost un stres foarte mare să-mi găsesc loc pentru practică. S-a mișcat un pic mai greu treaba, până la urmă Dumnezeu m-a ajutat să găsesc. Și după aia a apărut altă problemă, că deadline-ul pentru depunerea actelor era astăzi și firma respectivă, în fine, mi-a trimis, am tot comunicat cu ei,
O să întârziam un pic cu ăsta, că trebuie trimise pentru verificări. Și noi eram stresat că eu o să încalc deadline-ul și m-am rugat pentru chestia asta, am rugat și pe cei din grup să se roage împreună cu mine ca să fie tot ok. Știam că se poate întâmpla să fie probleme cu practica și astăzi am reușit să mă duc să depun actele și mă bucur că Dumnezeu a fost credincios și legat de chestia asta. Cumva, deși în mod normal aș fi fost foarte îngrijorat pentru chestia asta, am putut să am pace și sunt sigur că ăsta e efectul rugăciunilor și prezenței Lui. Amin. Și o ultimă mărturie. E așa de fain să cauți cu privirea oamenii și oamenii să se uite în altă parte, cu tot o altă parte. Și acum toți vă uitați la mine. Bună, eu sunt Olivia și, ca disclaimer, vin dintr-o familie pentecostală, așa că ceea ce urmează să zic e posibil să aibă elemente nu atât de baptiste. Săptămânile astea au fost mai dificile pentru mine din anumite puncte de vedere și nu știu cum se face că de cel mai multe ori în timpul sesiunii se întâmplă toate lucrurile și am simțit că eram destul de, adică nu destul de, eram foarte neliniștită, aveam o stare de anxietate profundă, cum n-am mai avut de foarte mult timp și nu știam pur și simplu cum să scap de chestia asta. Pe lângă mers la biserică și pur și simplu stăteam și mă rugam și pur și simplu totuși nu căpătam pace. Mă sună mama într-o zi și deși nu mereu vreau să-i răspund pentru că știu că urmează conversații din alea nesfârșite, i-am răspuns și am vorbit un pic cu ea. Și m-a întrebat ce faci, cum ești. De obicei întrebarea asta scap destul de repede de ea, îi zic ce am mâncat și așa și se termină conversația, dar de data asta pur și simplu n-am putut să termin așa și încerca să mă încurajez să-mi zică lucruri, dar vedea că nu mă atinge și mai mult mă irită și mă enervează și atunci a început să roage pentru mine și a început să roage pentru mine la telefon și după ce în timp ce se ruga, a început să aibă cuvânt din partea lui Dumnezeu și lucrurile pe care mi le spunea erau atât de on point, atât de targetate, atât de exact ceea ce aveam nevoie să aud și anume că Dumnezeu să-mi dea pace și liniște și biruință în sesiune, dar mai mult decât bucurie și fericire, partea din împlinire și a spus asta de 3 ori. Și pur și simplu toată anxietatea mea, toată neliniștea pe care am avut-o și am acumulat-o în cursul a câteva săptămâni s-a dus departe, dar au venit cu un fel de keynote. A fost un lucru de toate astea cumva. Cred că e Matei 7 cu 31 care spune că căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Exact asta a fost mesajul. Și mi-am dat seama că eu uit să fac asta câteodată în timpul sesiunii și parcă mie nu știu cum să tot vin la Dumnezeu și să-i zic, ai, tu vezi că nu prea am fost la cursul ăsta, nici nu știu cum arată profa și așa și îți cer acum din nou ajutor și îmi dau seama că e aproape o jenă în a veni înaintea lui Dumnezeu cu asta, dar exact asta trebuia să fac și am înțeles că trebuie să-L pun mai întâi pe Dumnezeu în primul loc, în fiecare zi, cu fiecare lucru și chiar dacă e chestie de aia de stau o oră și mă rog și am impresia că, băi, dar nu învăț, de fapt asta mă ajută cu mult mai mult. Și asta e îndemnul cumva pe care vreau să vă-l las și vouă. Că în momentul ăsta mă duc la examene și lucrez, stau în 3 ore ce nu făceam câteodată într-o săptămână întreagă și mi-a dat Dumnezeu biruință și trecere în fața oamenilor. Și cred că asta ar trebui să facem toți, mai ales studenți creștini, să punem pe Domnul în primul loc, pe primul loc chiar dacă e sesiune. Mersi. O să am niște anunțuri de făcut.
Aș vrea să vă anunț că duminică o să fie duminică de tineri și nu știu câți dintre voi sunteți familiarizat cu numele celui care va predica, dar Adi m-a rugat să vi-l precizez. Se numește Alin Vrâncilă sau Vrâncilă? Vrâncilă, ok, mulțumesc. El o să predice, Adi mi-a zis să anunț, să vă încurajăm să fiți aici. O chestie pe care cei care ați fost duminică dimineața la Betel Centru ați și auzit-o și pe care noi ne dorim să o începem în Betel, îi să începem să chemăm tineri și studenți, dar nu numai, ci și tineri care au terminat facultate, la masă, duminica la amiază. Și poate acum nu înseamnă pentru unii dintre voi foarte mult chestia asta, dar vreau să vă zic că e așa fain să mergi la o familie poate tânără acasă și să, mai mult decât să mănânci, să ai o părtășie și să discuți și să îi cunoști și să vezi ce se întâmplă. Dacă poți, te rog să pui numărul. Am început de duminica trecută să facem un fel de înscrieri. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, îi vineri și vă gândiți ce aveți de făcut pe weekend și poate pe duminică nu aveți ceva de mâncare, ceva neapărat gătit așa cum trebuie sau poate nu aveți voi neapărat pe inimă să vă gătiți ceva anume, puteți să-mi trimiteți mie un mesaj. Acum, cu toată seriozitatea vă zic asta, fără nicio jenă, de asta am pus acolo numărul, puteți să-mi trimiteți un mesaj cu un degețel ridicat și ziceți vreau să fiu chemat la masă duminică. La părtășie, mulțumesc foarte, Marius. Pentru că astfel noi o să ne organizăm cu grupul de familii tinere și sunt oameni care de-abia așteaptă să veniți la ei și să vă dea o masă gătită și, cum zice și fratele Marius, mai mult decât atât, să aveți o părtășie foarte faină. Așa că noi am început deja chestia asta să o facem cu cei de la grup. Începem încet, încet să mergem și spre oameni din jurul nostru și vă încurajăm să veniți împreună cu noi. Așa că trimiteți un mesaj, eu o mai fac oricum anunțurile astea și pe viitor. Marți seară, concert Heritage. Pentru cei care ați auzit de ei, știți că au fost și anul trecut aici, a fost un timp binecuvântat, un timp de părtășie foarte faină și eu anul trecut n-am fost, așa că de-abia aștept anul ăsta să fiu aici și să iau parte la concertul ăsta. O să fie de la ora 7:30 seara, deci marți, la 7:30. E foarte indicat să veniți mai repede ca să prindeți locuri și eventual puteți să aduceți și un prieten, un coleg, cineva care ar putea să audă despre Domnul și prin acest concert ar fi o oportunitate să vă deschidă Domnul o ușă, să discutați cu ei. Încă un anunț foarte important, vinerea viitoare, o să fie ultima vineri de întâlniri El Betel. Iarăși Adi m-a rugat să vă anunț chestia asta și să vă încurajez să veniți, chiar dacă pentru unii încă o să mai fie sesiune, să vă încurajez să fiți aici, să fiți la părtășie și să avem un timp cât mai binecuvântat. Așa că luați aminte, scrieți undeva dacă aveți nevoie să țineți minte toate aceste anunțuri și fie ca Domnul să fie bucuria și binecuvântarea noastră. Amin.
Vă rog frumos să vă așezați. Mă bucur că sunt cu voi în seara asta. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze prezentarea pe care urmează să o fac. Și aș vrea să citim câteva versete care ne vor sluji în această seară. Versetele sunt din Noul Testament, din Epistola scrisă de Evrei, din capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta, stăm înaintea acestui cuvânt veșnic, adevărat, valid, și-am vrea să ne binecuvintezi în seara aceasta aici. Și-aș vrea, Doamne, să Te uiți înspre noi, înspre inimile noastre, înspre mințile noastre. Și-aș vrea ca în seara aceasta să ne binecuvintezi cu o înțelegere clară a ce este credința
Și în mod special a felului în care operează credința. Și aș vrea, Doamne, mai mult decât atât să ne binecuvintezi o credință vie, o credință statornică și în felul acesta să fim niște ucenici mărturisitori ai Tăi. Doamne, binecuvintează Tu seara aceasta pentru noi. Mă rog pentru fiecare dintre tinerii care sunt aici să le vorbești. Aș vrea, Doamne, ca prezența Ta în locul acesta să fie recunoscută de fiecare dintre ei. Cuvântul Tău să intre în inimile și în mințile lor și să aducă acea încredere, acea siguranță că Tu ești viu, că Tu le porți de grijă, că Ție-ți pasă de ei și să aducă acea încredere în Tine, Doamne. Binecuvintează-ne înaintea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Suntem într-o vineri seara, la final de an școlar, după multe examene, sesiuni, teze la unii și cred că sunteți obosiți, dar mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să aducă prospețime pentru noi în această seară. Amin? Amin? Adi m-a rugat să vin în seara aceasta să am un mesaj pentru voi și nu știu dacă știți, dar bunica Sidoniei a plecat la Domnul și a trebuit să plece din oraș și n-am avut prea mult timp ca să pregătesc altceva, dar cred că e foarte potrivit să reiau mesajul pe care l-am avut aseară. În seriile de joi am început un ciclu nou despre credință și în seara aceasta aș vrea să ne oprim puțin la această temă extraordinară a credinței. Și sigur va fi mai degrabă o temă introductivă, poate după aceea în perioada vacanței, după ce se încheie seriile de tineret, în loc să veniți vinerea, puteți veni joia seara la biserică să ne și rugăm și să avem părtășie împreună. Apropo de asta, n-aș vrea să uit, să mai fac un anunț. Luni seara, la ora 19, vă rog frumos pe toți să fiți aici, la o seară de rugăciune. Noi avem seriile obișnuite de lunea în care ne rugăm, de data aceasta însă ne adunăm cu o bună parte dintre bisericile evanghelice din Cluj, la rugăciune pentru Sărbătoarea Speranței. Așa că sperăm să fim aici câteva sute de oameni care să ne rugăm împreună pentru ce se va întâmpla în luna octombrie. Dacă nu aveți examene sau urgențe, sesiune, vă așteptăm cu drag de la ora 7 să fiți aici la 2 ceasuri de rugăciune. Aș vrea să mă întorc acum la tema aceasta credinței. Tema credinței este foarte importantă. A avea credință este foarte important. Acum, ar trebui să vedem cum definim lucrurile, care e diferența între credința despre care ne vorbește Scriptura și credința pe care o întâlnim pe stradă. Pentru că, în principiu, ar trebui să știm deja că toți oamenii au credință. Nu există oameni pe fața pământului, nu există colegi de-ai voștri care să nu aibă credință. Însă atunci când vorbim despre această credință din Scripturi, credința aceasta este diferită de credința de pe stradă. Are elemente comune, sunt destul de multe aspecte comune între credința din Scripturi și credința pe care au oamenii pe stradă, dar are și lucruri fundamental diferite. Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm puțin la această credință pe care ne-o prezintă Apostolul în Epistola către Evrei. Ca să înțelegem puțin contextul, aș vrea să vă aduc aminte că în contextul Epistolei către Evrei, biserica de acolo avea o problemă.
Biserica respectivă sau bisericile cărora le-a fost destinată această epistolă se confruntau cu prigoană. Și imaginați-vă că oamenii aceștia aveau de suferit din pricina credinței. Și în momentul în care ai de suferit din pricina credinței, cel mai simplu lucru care îi? Să pleci, să dai înapoi. Și eu personal am trăit într-o vreme în care, perioada comunistă, în care să fii pocăit și astăzi, cred că aveți de suferit din cauza faptului că sunteți creștini și că îl iubiți pe Hristos, dar atunci cu precădere. De exemplu, când se începea lunea dimineața la școala din Jac, se făcea un fel de careu, așa se numea, în care începeam săptămâna cu imnul statului, trebuia să cântăm tricolorul. Și ne adunam cu toți acolo în careu și printre altele erau scoși în față și umiliți cei care duminică au fost la biserică. Și aproape în fiecare luni dimineața eram scos în careu, pus în fața școlii, tu, ăsta a fost duminică la biserică. Și sigur că atunci când ești diferit de ceilalți, automat colegii, vă știți ce se întâmplă când apare unul care e un pic mai ciudat între voi, mai ales că în perioada respectivă se cultiva uniformitatea, adică tot să fim la fel. Îmi aduc aminte când ne-a dat cravata de pionier. Nu știu dacă pentru voi înseamnă mare lucru cravata de pionier, nici nu știu dacă știți bine ce aia, Dorotea, știi ce aia cravata de pionier? Cum? De la părinți, așa. Și știu că mie nu vreau să-mi dea, pentru că-s pocăit. Voi acum râdeți și ziceți, cum ați putut purta chestia aia la gât? Dar faptul că mie n-au vrut să-mi dea, pentru că-s pocăit, faptul că de câteva ori, în timpul orelor, mă ridicau în picioare și începeau să-mi pună întrebări despre credința mea, faptul că la o oră de matematică, la un moment dat, a intrat profesorul în clasă la liceu și în loc să facă prezența, și-a îndreptat degetul către mine și-a zis, băi, Marius, tu ce tot faci acolo la biserică în fiecare duminică? Mi-aduc aminte că nu i-am răspuns prea în smerenie. Am zis, ce să fac, tovarășul profesor, mă mai rog pentru dumneavoastră. Când i-am zis chestia asta, au venit direct la mine, la bancă, era un tip de 1,90 și când mi-a articulat un pumn, a fost complicat. Îmi aduc aminte de momente în care m-am dus într-o biserică de lângă Zalău, la 5 km, n-aveam mașină, mergeam pe jos și am început să lucrez cu o grupă de copii de acolo. Și nu prea aveam noi manuale să învățăm, dar cu darul pe care mi l-a dat Dumnezeu, au început să vină copiii din sat și s-au adunat acolo în jur de 20 de copii în fiecare duminică și joia și făceam cântări și lecții cu ei. La un moment dat, pe unul dintre copiii ăștia l-a chemat duminica la biserică și copilul ăsta s-a uitat în ochii profesorului și a zis să meargă duminica la școală și el a zis, eu nu o să vin duminica la școală. Și profesorul a întrebat, de ce? Pentru că nu poți sluji la doi stăpâni. Cum? Ce nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui... Și profesorul a zis, dar cine ți-a spus asta? De unde știi tu asta? Unde ai auzit tu asta? La biserică. Dar ce-i la voi la biserică? Și profesorul acel a început să afle tot ce se întâmpla la biserică, felul în care ne adunam acolo. I-a chemat pe toți copiii, pe rând. După aceea i-a chemat pe părinții lor la școală. Băiatul ăsta care vorbise, e pastor acum în Brașov. Era dintr-o familie de ortodoxi. Era cel mai bun din școală. Și i-a retras premiul pentru că a fost la biserică. În timpul unei ore de chimie m-a scos de la oră, m-a dus la director. S-a uitat directorul la mine, domnul Țifrea. Și când a început și-a dat drumul la tir, m-a umilit, m-a băgat în clasa zoo, mi-a zis că -s...
Ce faci atunci când ești prigonit? Eu nu pot să zic că am fost prigonit. Am avut umilințe minore, dar au fost frați de-ai noștri care au fost bătuți, care au pierdut locuri de muncă, care și-au pierdut ani de zile în închisoare din pricina credinței. Ce-i credința? Ce înseamnă să crezi? Care-i anatomia credinței? Dacă vine un coleg de-al vostru și vă întreabă: Andrei, tu de ce crezi? Ce îi spui? Și stai și te întreb, și stăm și ne întrebăm, oare ce e credința? Noi avem credință, dar ce e credința? Că trebuie să punem lupa pe ea și să ne uităm și să zicem, asta. Și aici, în Epistola către Evrei, avem un capitol întreg care e destinat numai ideii de credință. Și îi pus în contextul suferinței. Și când începi să citești, să vezi ce e în capitolul 10 și ce e în capitolul 12, înțelegi că oamenii aceștia erau pe cale să-și piardă credința. Și atunci Duhul lui Dumnezeu le vorbește despre credință. Și aș vrea foarte interesant, unul dintre studiile la care m-am uitat pentru capitolul acesta, e un studiu foarte fain care zice primele 7 versete, o structură a capitolului, primele 7 versete îi despre credința în lucrurile pe care nu le poți vedea. Credința, într-un fel, are de-a face cu lucruri pe care nu le vezi. Apoi, următoarele versete, un grup mare de la 8 la 22, este credința în promisiunile lui Dumnezeu. Și foarte important să înțelegem, credința noastră are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Până la urmă, atunci când vorbim despre obiectul, despre diferențele dintre credința din biserică și credința de pe stradă, discutăm despre diferența de obiect. Obiectul credinței noastre este diferit. Temeiul credinței noastre este diferit. Pentru că noi credem ce? Te uiți la mine. Noi credem ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Noi îl credem pe Dumnezeu. Noi aici discutăm despre o credință care se ancorează în Dumnezeu și în cuvintele Lui. Că în rest, scuzați-mă, dar noi toți mergem prin credință. Cine a avut sesiune săptămâna asta, examene? Dragule, spune-mi, la ce ai avut examen? Mecanică. Wow! Ce bine, nu mă pricep. Spune-mi ceva despre mecanică. Ceva ce ai învățat tu pentru examenul ăsta la mecanică. Să-ți dau microfonul? Nu. Zi, fă o afirmație care să-i uimească pe toți de aici. Ai avut examen, da? Ce subiect ți-a căzut? Poți sau nu poți? Cum? Centru de greutate, așa? Unde ai auzit prima dată despre centru de greutate în mecanică? La liceu sau la facultate? La liceu. Ai făcut vreodată vreun experiment? Nu. Și ai ajuns să crezi ce ți-a spus un profesor? Da. Cum se numește asta? Credință. Pentru că un medic se duce și un alt medic îi explică și uneori se spune ce conține un medicament și te duci la farmacie și zici, dați-mi, vă rog frumos, un piramidon. Și îți dă pastila și te uiți la ea și e albă. Și o iei și o înghiți și te aștepți să... Pentru că ai avut încredere.
Ai avut încredere în profesori, ai avut încredere în părinți, foarte multe dintre lucrurile pe care noi le acceptăm și după care noi funcționăm, nu sunt lucruri pe care noi le-am verificat. Efectiv le-am acceptat pentru că așa ne-au fost transmise. Diferența între credința de pe stradă și credința obișnuită e că noi aici ne punem încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, nu în cuvântul unor oameni. Și partea a doua a textului acesta din Evrei 11 este legată de faptul că avem promisiune ale lui Dumnezeu. Acolo, în partea asta cu promisiunile, ni se vorbește despre Avram. Avram, a venit Dumnezeu la Avram și ce a zis lui Avram? Zi, Dani. Ieși. Ieși din țara ta, din seminția ta, din civilizația ta, din confortul tău și vii după mine și o să-ți dau o țară. Unde era țara? Să știți că nu i-a zis Dumnezeu lui Avram, uite, deschideți smartphone-ul, porneșteți GPS-ul și să-ți arat un pinpoint, să-ți arat unde-i țara, unde te duc. Nu i-a zis așa ceva, pentru că în timp ce mergea și-o pornit, Avram a zis, Doamne, unde mă duci, o să-ți arat mai încolo. Era doar o promisiune pe care o făcuse Dumnezeu și Avram a crezut-o, dar era promisiunea făcută de Dumnezeu. Apropo, ție ce ți-a promis Dumnezeu? V-a făcut Dumnezeu promisiuni. Aș vrea să vă rog frumos, vă văd pe unii că râdeți, nu e nicio problemă, vreau să vă zic că e foarte important ce vă spun. Îmi aduc aminte de perioada în care eram la liceu. Și am stat înaintea lui Dumnezeu și am primit niște promisiuni. Și mă întrebam, oare e numai gândul meu sau e promisiunea lui Dumnezeu? Oare e gândul meu? Și am ajuns să înțeleg că vine din partea lui Dumnezeu promisiunea respectivă. Erau niște versete din Scriptură și le-am luat și mi le-am pus pe perete. Și-o stat acolo în fața ochilor mei și am zis, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Și știți ce e interesant? Că peste ani, cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu acolo s-au împlinit. Binecuvântat să-i fie numele. Pentru că uneori trebuie să te uiți la promisiunile pe care le face Dumnezeu și să te bizui pe ele, să te încrezi în ele. Și o parte din acest capitol al credinței este despre promisiunile pe care le face Dumnezeu. Și apoi, de la 23 la 31, începe să discute despre credința lui Moise și a poporului care iese din Egipt și ajunge poporul să se încreadă în Dumnezeu. Dar aș vrea în seara asta să, în partea a doua a mesajului, să ne uităm la câteva aspecte foarte importante. Ce generează credința? Când ai credință, credința generează, operează în tine câteva lucruri esențiale. Primul dintre lucrurile pe care îl operează credința, și vreau să înțelegeți că e foarte important aspectul acesta, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință, ce facem? Prin credință, ce facem? Zi. Ce facem prin credință? Pricepem. Prin credință pricepem. Poate că ar fi fost ultimul lucru la care ne-am fi gândit dacă apostolul n-ar fi scris chestia asta aici. Credința, practic, ajunge să aibă o funcție foarte importantă și funcția ei e că te ajută să înțelegi lucrurile, te ajută să pricepi. În general, noi cum pricepem lucrurile? Logic. Prin învățare, cum? Tangibil. Dacă v-ați duce un picuț în spate, un
picuț, câteva sute de ani, ați ajunge în perioada modernă și ați vedea frământările de acolo. De fapt, e o poveste care e mai veche, inclusiv decât perioada modernă. Și ați vedea că încă din antichitate oamenii s-au tot gândit, oarecum cunoaștem noi lucrurile? Și ei s-au împărțit în două tabere și astea două tabere funcționează, Marius, până astăzi. Știi care sunt astea două tabere? Unii zic, noi învățăm lucrurile prin experiență. Empiricismul. Ai văzut, ai gustat, ai pus mâna. Iar alții zic, na, noi învățăm și cunoaștem lucrurile prin rațiune. Și ăstea două școli s-au tot bătut ele cap la cap. Au fost la un moment dat tentative ca să se împace între ele și să aduc un fel de, să fac un fel de sinteză. Immanuel Kant a încercat să facă o sinteză între cele două linii. Dar unii au zis, domnule, noi prin experiență, și celălalt au zis, nu, că noi pe cale rațională. Descartes, de exemplu, e un raționalist. În mintea mea ajung să gândesc, să raționez și... Numai că textul acesta din Evrei 11 vine și ne spune, nu, există un mod care e deasupra experienței și care e deasupra rațiunii într-un fel. Nu e irațional, ci se folosește și de experiență și se folosește și de rațiune, dar modul acesta de cunoaștere, de pricepere, este credința. E ceva ce ajunge să te ridice deasupra naturalului, dacă vrei. Pentru că în momentul în care Avram a zis, ieși din țara ta, ieși din sămânța ta și vină după mine, de câte ori mai ieșise Avram? De câte ori se mai dusese? Probabil niciodată. În momentul în care Dumnezeu îi zice lui Noe, auzi, o să trimit un potop, o să vină ploaie. Noe nu mai văzuse ploaie niciodată până atunci. Dar prin credință, Noe a priceput ce i-a spus Dumnezeu. Cu alte cuvinte, credința te ajută să înțelegi lucruri care sunt deasupra experienței tale și deasupra rațiunii tale. Credința se folosește și de rațiune, se folosește și de experiență, dar credința e deasupra oarecum, le ia ca și suporte acestea două și se ridică deasupra lor, pentru că credința este ancorată în Dumnezeu. De aceea aș vrea să înțelegem că atunci când vorbim despre credință, când ai credință, nu știu dacă mă auziți, ajungi să ai o înțelegere care se ridică deasupra, o cunoaștere care se ridică deasupra cunoașterii obișnuite. Și de aceea s-ar putea ca unii dintre colegii voștri, dintre prietenii voștri, să se uite la voi și să râdă de voi și să zică, ce-i cu voi? Și de fapt ei să nu înțeleagă modul de pricepere, de cunoaștere, de asimilarea lucrurilor, de reacții pe care voi le aveți din pricina credinței care e în voi. Pentru că credința te face să te ridici deasupra normalului, a naturalului. Uneori, aș vrea să vă spun asta din experiența personală, am întâlnit oameni care n-au avut credință, au avut bune intenții, foarte bine intenționați. Vin la biserică, am avut oameni care au venit la cateheză. Pentru că au vrut să se căsătorească cu cineva. Vin la biserică. Vreau și eu la cateheză. Haideți, o vin la cateheză. Numai că în momentul în care discutai cu... Imaginați-vă că am avut oameni care au terminat facultăți. Eu vin la cateheză. La cateheză lucrurile sunt atât de simple și le prezint simplu să le înțeleagă și tinerii și adulții și oamenii simpli și oamenii mai complicați. Prezint simplu. Și a venit o persoană de două ori la cateheză, două rânduri, o tură, n-am botezat-o, a doua tură, tot n-am botezat-o. Vin la cateheză. Și în momentul în care stătea în fața noastră și puneam niște întrebări, spuneți-ne, vă rugăm frumos, ce e nașterea din nou? Putea să articuleze niște cuvinte, dar era clar că n-a înțeles ce-i nașterea din nou. Ca și la Nicodim. Nicodim stă în fața lui Iisus Hristos. Iisus Hristos îi vorbește despre nașterea din nou, dar Nicodim nu poate pricepe. Nicodim e un om care nu are decât o încercare, e profesor universitar, încearcă să asimileze informațiile, e Iisus cel care îi prezintă,
informațiile, cel mai bun învățător, e Dumnezeul care vorbește și nu poate pricepe. Pentru că dacă nu ai credință, nu ai cum să pricepi lucrurile cu care, în felul duhovnicesc. E primul aspect. Aduceți-vă aminte, poate că sunteți în viață, vă uitați la situații, la una, la alta, la un context, la un examen, la o persoană lângă care v-a pus Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cât e de important să judecați lucrurile prin credință. Și credința are de a face cu acel filtru pe care ți-l pui din Dumnezeu, peste ochelarii naturali, peste ochelarii experienței și peste ochelarii rațiunii, dincolo, te folosești de ele, pentru că sunt instrumentele cu care noi operăm, dar dincolo de asta ajungi să pui credința în Dumnezeu, ajungi să-L introduci în ecuație pe Dumnezeu, prin credință pricepem. Al doilea element pe care îl aduce în discuție aici, textul din Evrei 11, este că credința generează încredere. Când ai credință, ajungi să te încrezi în Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, ajungi să te încrezi în Dumnezeu. E foarte interesant aspectul acesta. Trebuie să-l rețineți. Nu poți vorbi despre credință fără încredere. Automat, prin credință înțelegi niște lucruri, dar a doua dimensiune a credinței este încrederea. Și dacă stai să te uiți la oamenii aceia, eroii credinței, te uiți la Moise, te uiți la David și Golia, te uiți la o grămadă de situații din Vechiul și din Noul Testament, oamenii lui Dumnezeu care au avut credință au fost oameni care au avut încredere în Dumnezeu. E foarte important, uneori s-ar putea să fii în situații limită, s-ar putea să stai să te uiți la câte o situație și să zici de aici nu, hai să mai împărtășesc cu voi tot o experiență din viața mea personală, dar nu o să vă dau prea multe detalii că nu face bine nici vouă, nici mie. Îmi aduc aminte că a fost o vreme în care eram plin de râvnă pentru Domnul, eram la liceu și făcusem mai multe lucruri pentru Domnul, numai că am ajuns să fiu închis într-un colț și nu știam cum o să ies de acolo. Am fost prins într-un colț, nu o să vă dau detalii. Dar țin minte că m-am dus acasă și m-am pus pe genunchi și m-am rugat o zi și m-am rugat două și am zis, Dumnezeule, Tu trebuie să mă scoți de aici, Tu trebuie să mă scoți de aici, Tu trebuie să mă scoți de aici. Și cu mintea aceea de licean care stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă și postește și am zis, Dumnezeule, eu cred că Tu mă poți scoate de aici. M-am dus și am făcut un lucru despre care unii zâmbesc și alții, am stat înaintea lui Dumnezeu și am deschis Biblia. Aș vrea să vă spun că astăzi nu mai vorbește Dumnezeu așa. Dar atunci mi-a vorbit. A venit acolo un text în care Dumnezeu mi-a făcut o promisiune și am zis, asta e de la Dumnezeu. M-am ridicat de pe genunchi, i-am mulțumit lui Dumnezeu și efectiv în fața mea e la același risc, același pericol, aceeași problemă, la fel de mare, dar mă uitam înspre problema respectivă, înspre criza respectivă, cu încredere că Dumnezeu mi-a spus că o să fie cu mine. Și mi-aduc aminte că a venit ziua următoare când trebuia să mă duc, să aibă loc confruntarea aceea și m-am dus acolo și m-am dus plin de încredere și lucrurile n-au ieșit bine. Nimic din ceea ce așteptam eu să se întâmple nu s-a întâmplat. Și am stat și mă uitam și am avut impresia că îmi fuge pământul de sub picioare. Și a venit momentul acela în care s-a încheiat toată povestea și omul care trebuia să-mi dea un răspuns bun mi-a dat un răspuns rău. Și m-am uitat la el și am zis, vă rog frumos să faceți asta pentru mine. Și a zis nu și a ieșit și a plecat. Și mi-aduc aminte că în momentele acelea m-am uitat. Nu știu ce a fost în mintea mea. Am fost copil. Știu că în momentele acelea am rostit niște cuvinte care mi-e rușine astăzi că le-am rostit atunci. Am zis, Dumnezeule, nu Te-ai ținut de cuvânt. Eram singur, într-o cameră, cel care trebuia să mă ajute a plecat de acolo, fără să vrea să mă ajute,
Am rostit aceste cuvinte și am ieșit. El o luase în stânga pe un hol, eu am luat-o în dreapta pe un hol, pe holul respectiv. M-am dus, eram atâta de amărât, tot universul, toată credința, toate speranțele mele care fuseseră legate de Dumnezeu s-au năruit. Și am început să cobor pe scări. Și în timp ce am coborât câteva scări, am auzit glasul acelui domn care mă putea ajuta. A strigat o dată tare. M-am întors înapoi și a zis: Marius, m-am răzgândit, vreau să te ajut. Ce vreau să înțelegeți e că în momentul în care ai cuvântul lui Dumnezeu și ai promisiunile lui Dumnezeu, e foarte important să te încrezi în El. Au fost și momente în care lucrurile nu s-au întâmplat cum am vrut eu, cum am plănuit eu, dar am știut că Dumnezeu e acolo. E foarte... Credința, adevărata credință, generează încredere în Dumnezeu. Și atunci când lucrurile nu se întâmplă cum vrei tu, tu știi că Dumnezeu e acolo. Și știi că Dumnezeu poate că are pentru cine altceva. În momentul respectiv nu ți se pare, nu vezi, nu știi. Îmi aduc aminte de momente în care am cerut lui Dumnezeu, n-am avut neapărat promisiuni, dar am zis: Dumnezeule, Tu ești mare, Tu mă poți ajuta, Tu poți face asta. Și Dumnezeu nu a răspuns nimic și mă uitam la perete și mă uitam și mă rugam și strigam către Dumnezeu. Și au trecut un an, și au trecut doi, și au trecut trei. Și după 5 ani de zile m-am uitat în spate și m-am pus în genunchi înaintea lui Dumnezeu și am zis: Dumnezeule drag, îți mulțumesc frumos că nu m-ai ascultat atunci. Doamne, dacă mă ascultai, era un dezastru viața mea. Doamne, dacă mi-ai fi dat ce ți-am cerut atunci, era atâta de rău. Doamne, îți mulțumesc frumos că nu m-ai ascultat. Sunt momente în care te duci într-o direcție sau în alta. Vrei să ajungi într-un loc, vrei să ajungi într-o poziție, vrei să te măriți cu un băiat, vrei să te însori cu o fată, vrei să ajungi. Și după trece timpul și vezi ce se... Oh, Doamne, dacă ajungeam acolo, wow! Credința are această dimensiune a înțelegerii și are această dimensiune a încrederii. Aș vrea să vă întreb, ce credeți că ne afectează cel mai mult credința atunci când este vorba de încredere? Care e elementul care dărâmă, care demolează credința? Ai credință? Ce să zici? Cum să zici aici că n-ai? Ai avut momente de îndoială? Care crezi că sunt dușmanii îndoielii, credinței, care generează îndoială? Teamă? Dar teama, la rândul ei, oare de ce o fi generată? Nesiguranță? Două exemple. Unul dintre ele este din Vechiul Testament, Psalmul 73. Vă aduceți aminte că e un psalm în care ni se vorbește despre îndoială. Psalmistul are îndoială. De ce e generat îndoială lui? Ah, fratele Dani Pop, fiind de la Jibou, la studiu biblic, știe de situația celor răi care prosperă. Da, Dani, poți să reproduci mai precis textul de acolo? Păi asta spune că se uită la cei răi, vede că le merge bine. Prima dată începe, zice, da, bun este Domnul cu cei? Cu inima curată. Cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul când? Când mă uitam. Aș vrea să înțelegeți că de cele mai multe ori nu are la bază elementul rațional. Noi tot după asta umblăm, domnule, să facem un picuț de apologetică și să demonstrăm rațional cum stau lucrurile cu Dumnezeu.
Și te duci la cineva și demonstrezi rațional că Dumnezeu există și omul se uită la tine și zice, eu nu cred că există. Pentru că, de fapt, problema nu e o problemă de natură logică sau rațională, ci mai degrabă o problemă de natură, de care, dacă nu e rațională? Că am zis că sunt două moduri. De experiență. Practic, psalmistul zice, am văzut, am experimentat, m-am uitat la cei care erau răi. Și am văzut că lor le merge bine. Și te uiți la unul care e rău și stricat și pervers și vezi că îi merge bine. Și se întâmplă una și se întâmplă alta și zici, fa, eu degeaba am credință, degeaba mă închin, degeaba m-am păstrat curat. Eu cred degeaba, pentru că uneori experiențele pe care tu le ai ajung să te conducă într-o direcție falsă. S-ar putea să ai anumite experiențe și experiențele să... De aceea... Credința adevărată nu se lasă influențată de experiențe întotdeauna. De multe ori experiențele pe care le ai pot să dărâme în tine mult. Cred că v-am mai spus, dar aș vrea să repet. Este o poezie scrisă de Richard Wurmbrand. Știe cineva cum se numește poezia aceea? N-are nicio rimă, adică n-are, artistic vorbind, nu prea are calitate poezia. Se numește Dragoste nebună. Și poezia a scris-o Richard Wurmbrand în timp ce era în închisoare și a zis că la un moment dat i-a făcut cineva o vizită acolo. Cine credeți că l-a vizitat în celulă? Diavolul. Și a zis că l-a luat și îl zgâlțâia, o zis că efectiv niciodată nu i-o simțit atât de aproape prezența diavolului ca și atunci. Și a început să-i pună în față experiența pe care el o avea acolo și să-i pună o singură întrebare. Ce câștig are Hristos că tu ești aici? Ce câștigă Dumnezeu că tu suferi? Ce câștigă Dumnezeu că tu stai ani de zile și putrezești într-o celulă? Ce câștigă Dumnezeu? Și în momentul în care cu cât se uita mai mult la experiența asta, cu cât se uita mai mult la ce se întâmplă, cu cât analiza mai mult, cu atâta credința lui începea să se șubrezească. Și la un moment dat a scris poezia asta, vă rog frumos citiți-o, dar citiți-o ca și poezia scrisă de un om care o găsiți pe internet, ca și poezia unui om care a stat 14 ani în pușcărie. Și în timp ce el a ajuns să spună în poezia asta niște cuvinte care sunt așa de tari, Doamne Iisuse, și dacă tu n-ai fi murit niciodată pe cruce, eu tot te iubesc. Și dacă n-ai niciun cer pregătit pentru mine, și dacă nu este rai, și dacă... Eu tot te iubesc și cred în tine. Și o zic că după ce o termina de scris poezia, e mai lungă, o zic că o simțit o pace și o liniște și o simțit prezența lui Dumnezeu acolo. Încrederea ta în Dumnezeu s-ar putea să fie zguduită de anumite experiențe, de anumite lucruri care vin și îți apar în față, dar nu vezi partea finală. Psalmistul spune... lucrurile și-au revenit la mine, mi-am dat seama că am fost prost, mi-am dat seama că n-am judecat bine în momentul în care m-am uitat la finalul pe care l-au cei răi. Uneori te uiți la oameni care o duc bine într-un moment, într-o anumită situație, care e finalul lucrurilor. Știți care e povestea cu voi? Că aveți câte 17, 18, 20 și ceva de ani, dar niciunul dintre voi... Tu nu știi cum e la 30 de ani. Bănuiesc. Nu. Nu știi cum e la 47 de ani. Nu știi. Și te uiți înainte și anumite decizii pe care tu le iei acum o să-ți influențeze viața pentru atunci când o să fii de 40. E foarte important să te duci prin credință, să ai încredere în Dumnezeu și să nu lași anumite experiențe negative pe care le spune diavolul în fața ta, pe care le pune lumea în fața ta, să-ți distrugă încrederea în Dumnezeu. Aici, textul din Evrei 11 ne zice să ne uităm țintă la căpetenia
mântuirii noastre, la Domnul Iisus Hristos. Și ne spune despre Domnul Iisus Hristos că El a suferit crucea și a disprețuit rușinea. El practic a mers înainte până la capăt. Ce ți aduce credința? Ane, trei lucruri. Unul e o înțelegere diferită. E tare diferit. Când ai credință, înțelegi altfel decât atunci când oamenii care nu au o altfel de pricepere. Doi, îți aduce încredere în Dumnezeu. Credința, practic, se referă la ancorarea ta în Dumnezeu. Te legi de Dumnezeu. Momentul acela în care tu ajungi în fața Mării Roșii, în spate armata egipteană, aici ai poporul, începe să cârtească și tu te încrezi în Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem încredere. Dar al treilea lucru pe care îl aduce credința este un fel de acțiune în baza ei. Adică credința generează acțiuni. Tu nu poți să zici că ai credință matură în care tu înțelegi lucrurile diferit, în care tu te încrezi în Dumnezeu, dar nu acționezi. Credința efectiv generează în tine acțiuni. Când ai cu adevărat credință, când tu crezi că un medic te poate opera, te duci și te lași pe mâna lui să-ți facă anestezia și să te opereze. Când crezi că un dentist se descurcă să nu îți scoată dintele greșit, te lași pe mâna lui. Când tu crezi în Dumnezeu, e foarte interesant. Aici aș vrea să vă rog în seara asta să faceți ceva. Vă rog frumos să faceți ceva. Filip, nu? Filip, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. A venit Emi și mi-a zis, duminică am trecut un nume la predica de dimineață și m-am dus și am lansat o invitație. Și spre surpriza mea, persoana pe care am chemat-o la concertul Heritage a zis că vine. Foarte multe lucruri nu le experimentăm, nu ne bucurăm, pentru că nu ajungem să acționăm în baza credinței, în baza cuvântului, în baza promisiunilor pe care ne le-a făcut Dumnezeu. Avem acea rezervă pe care ne-o păstrăm cumva să nu... Dar în momentul în care ai credință, credința ajunge să acționeze. O credință reală, o credință autentică, Anastasia, face pași. Aduceți-vă aminte de Petru, în momentul în care îl vede pe Hristos, Iisus Hristos zice, hai la mine. Și zice, oare pot? Hai. Și el pășește. Și pășește. Și atâta timp cât este încredere în Hristos, merge înainte. Dar în momentul în care se uită la valuri, se uită în jos, în momentul în care experiențele lui din trecut încep să-i predice, în momentul acela începe să se afunde. Dar în momentul în care te uiți la Hristos și nu lași experiențele să-ți facă teologia, ajungi să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, ajungi să-L crezi pe Hristos și să pășești bazându-te pe ceea ce te învață Hristos. E minunat. Aș vrea să vă spun că am văzut lucrul acesta de atâtea ori în viața mea. M-auziți? Frate Rus, m-auzi? În viața mea de atâtea ori am primit din partea lui Dumnezeu o promisiune anul trecut. Și Dumnezeu mi-a răspuns la ea, mă rugam pentru ceva, pentru biserică. Și am cerut de la Dumnezeu, am zis, Doamne, te rog frumos. Și la un dat, citind Scriptura, am ajuns să zic, Doamne, uite, e aici cuvântul acesta, m-aș bucura să-l pot trăi. Și am văzut că a venit un răspuns și a mai venit încă unul și a mai venit încă unul. Și am zis, wow, Dumnezeu mă binecuvintează. Dumnezeu se îndură de lucrarea asta. Dumnezeu face să meargă lucrarea asta. Noi n-am fi putut o face să meargă. Dumnezeu s-a îndurat, ți-a intervenit. I-am mulțumit lui Dumnezeu. Și au trecut lunile și am văzut că din nou încep să se împotmolească lucrurile. Și m-am dus înaintea lui Dumnezeu.
luna trecută. Și zice, Dumnezeule, Tu anul trecut ai vorbit despre lucrarea aceea, ai promis că o să te înduri. Și am început să mă rog. Vreau să vă spun că spre surprinderea mea, fui surprins, am văzut din nou mâna lui Dumnezeu lucrând cu putere acolo. Binecuvântat să-i fie numele. Aș vrea să înțelegeți, tot ce v-am spus în seara asta, nu-i o predică, nu-i o lecție de teologie. Sunt lucruri pe care le înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul cel viu ne cheamă să umblăm prin credință. Ne cheamă să înțelegem prin credință. Fiecare dintre voi puteți înțelege, rugați-vă să înțelegeți prin credință. Rugați-vă să vă întărească Dumnezeu credința și să vă dea acea înțelegere a credinței. Și apoi rugați-vă să vă puteți încrede în Dumnezeu și experiențele pe care le-ați avut în viață fără Dumnezeu. Să nu vă zdruncine credința. Poate încercările pe care le îngăduie Dumnezeu peste voi să nu vă dărâme credința. Încredeți-vă în El și acționați. Acționați. Puteți începe cu lucruri mici. Fă un pas. Fă o cerere. Fă un act al credinței. Doamne, mă duc în numele Tău. Mă duc să-i spun la cineva despre Hristos. Doamne, vreau stai înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te să fii călăuzit de Duhul Lui. Să primești acea confirmare, acea încredințare din partea lui Dumnezeu. Și faci un pas al credinței. Și încă un pas al credinței. Să vedeți că Dumnezeu e real, e viu și binecuvintează. În viața mea, de atâtea ori am ajuns să zic în fața lui Dumnezeu, wow! Pentru că noi avem un Dumnezeu care atunci când umblăm prin credință ne face să spunem, wow! Aș vrea să stăm, să ne rugăm câteva momente. Vă invit să vă plecați inimile înaintea lui Dumnezeu. Poate până acum te-ai gândit la credință și ai înțeles credința mai mult ca și pe elementul prin care te mântuiește Dumnezeu. Credința noastră în sângele lui Hristos este cea care ne aduce mântuirea. Credința ta în jertfa Lui îți aduce viață veșnică. Însă în seara aceasta am înțeles că nu trebuie să reducem credința doar la atât. A avea credință de fapt înseamnă a trăi un stil de viață diferit. Înseamnă să înțelegi lucrurile diferit. Să le înțelegi știind că Iisus Hristos e de partea ta. Să le înțelegi știindu-te că ești al lui Hristos și că El și-a dat viața pentru tine și pentru El tu contezi. Să înțelegi viața știind că El îți spală păcatele și trecutul. Credința are de-a face și cu înțelegerea, cu priceperea, cu cunoașterea. Credința are de-a face cu încrederea. Încrederea noastră în Hristos, în jertfa Lui, dar și încrederea în lucrurile nevăzute, încrederea în promisiunile lui Dumnezeu, încrederea în cuvântul Lui, încrederea că Dumnezeu îi de partea ta și mai tare decât dușmanii tăi, decât situațiile în care te afli. Încrede-te în Dumnezeu, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
acționează în baza acestui cuvânt. Fă ce-ți poruncește Dumnezeu în cuvântul Lui și o să vezi roadă, o să vezi binecuvântare, o să vezi pace, o să ai bucurie, o să-L ai pe acest Iisus Hristos în inima ta, înaintea ta, în camera ta, în umblarea ta. O să ai o viață bogată, o să ai o viață din belșug când pășești prin credință în El. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul Tată al Domnului nostru Iisus Hristos să te binecuvinteze. Și dacă ai trăit o viață în frică, în îndoieli, în neputință, în seara aceasta prin Duhul Lui să-ți ridice toate acestea și să-ți întărească credința, ca să poți pleca de aici plin de bucurie. Rămâi înaintea lui Dumnezeu și roagă-te să se atingă de inima ta și să se întărească credința ta în El. Amin.
Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, și pentru că Tu ne vorbești și astăzi din El. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat inimi deschise să-L ascultăm. Doamne, te rog, ajută-ne să împlinim, Doamne, ceea ce am învățat astăzi și te rog, ajută-ne, Doamne, să conștientizăm faptul că viața noastră trebuie trăită prin credință, Doamne. Faptul că experiențele nu ne definesc, Doamne, ci ceea ce ne definește este credința din viața noastră. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta. Binecuvintează-ne, Doamne, în săptămâna care va urma și ajută-ne, Doamne, ca în toate lucrările pe care vrem să le facem să stăm sub ocrotirea Ta, să stăm, Doamne, să ascultăm sfatul Tău și în toate lucrurile, Doamne, Tu să ne binecuvintezi. Te rugăm, binecuvintează-ne în continuare și în seara aceasta, Doamne, și ajută-ne, Doamne, acolo la casele noastre să continuăm părtășia pe care o avem cu Tine, Doamne, și în fiecare zi și în fiecare clip a vieții noastre să căutăm fața Ta. Pentru că vrem să Te vedem pe Tine în slavă, Doamne, și vrem că atunci când vei veni să ne iei pe norii cerului împreună cu Tine. Te rog, ajută-ne să ne păstrăm până în ziua aceea și ajută-ne să creștem, Doamne, în credință și toate acestea, Doamne, să se facă spre slava și spre gloria numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați locurile pentru câteva clipe. Lăudăm pe Domnul și îl binecuvântăm pentru părtășia din seara aceasta și vă mulțumim că ați venit și dorim ca Domnul să vă însoțească în continuare. Părtășia nu s-a terminat aici, mai este jos o agapă, cred că e foarte bună. S-a adunat grupul respectiv din timp și a început să lucreze și cred că au pus destul de mult efort în treaba asta. Și aș vrea să nu vă grăbiți acasă, ci să stăm, să avem părtășie și jos și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și în toate lucrurile să ne ajute să facem voia Lui. Amin.